Deci susțin că măsura reducerii CASE este o măsură foarte bună și fac tot posibilul ca ea să se realizeze cât mai curând. Deci nu e vorba dacă se va face, ci când se va face, care de fapt a fost și întrebarea mea voastră. Ceea ce facem acum este analizăm pe de o parte care au fost veniturile în primele 2 luni, facem anumite estimări care vor fi veniturile în următoarele luni, estimăm puțin mai, ca să zic așa, cu mai multe informații care va fi impactul taxei pe construcții speciale. Deci adunăm toate informațiile să vedem exact de câte venituri avem la dispoziție și să vedem dacă impactul pe 6 luni al CASE-ului permite să facem asta de anul acesta sau poate de anul viitor. Deci se fac mai multe scenarii, dar cum am spus înainte, este o măsură care o vom lua. Acum depinde de venituri, de cât se colectează pe celelalte taxe și mă rog ce mai intervine de acum până în câteva luni care pot afecta colectarea veniturilor. Când anume vom ști decizia finală dacă stăpânirea aceasta se va face la 1 iulie sau la 1 ianuarie Cred că 2016? după următoarea întâlnire cu femeii, Care este când? care se decide acum Okay. Deci. când va fi, va trebui să fie discutată pentru că noi am stabilit foarte clar cu ei că neimpozitarea profitului reinvestit și CASE-ul sunt două priorități cu care vrem să începem discuțiile data viitoare și asta vom și face. Iar aceste calcule se fac și pentru neimpozitarea profitului reinvestit. Doar acolo e un pic mai ușor pentru că impactul bugetar este mult mai mic. Deci cred că după următoarea vizită femeii vom ști dacă se poate sau nu acum sau poate un pic mai târziu. În procente, să spunem, cât la sută credeți că se va putea face scăderea, se va putea aplica scăderea CASE de la 1 iulie sau de la 1 ianuarie 2015? Din estimările pe care le aveți, din datele pe care le aveți acum, preliminare, evident. Vreți o probabilitate? Exact. Asta nu pot să vă dau pentru că aș ajunge cu date din burtă. Nu, Este un scenariu de bază, cel cu care veți merge la întâlnirea cu membrii delegației finanțatorilor internaționali. Care este? Ce propuneți, de fapt, sau Ministerul de Finanțe propune aplicarea de la 1 iulie sau de anul viitor? Negocierile încep de la o propunere pe care noastră o. Evident, eu însă, ca să pot avea acea propunere, trebuie să am niște date să-mi susțin această propunere. Și de-aia e legată de întrebarea dinainte, cu ce date vin pentru a propune acel lucru. Deci nu este vorba că decid eu arbitrar dacă este 1 iulie sau o altă dată, ci datele vor spune dacă există spațiu bugetar pentru așa ceva și atunci vom împinge cât se poate de puternic și neimpozitarea profitului reinvestit și reducerea CASE cu 5 puncte procentuale. Dar doar pe intenții și fără o reducere de cheltuieli sau o creștere de venituri sau o realizare de venituri suplimentare, de exemplu din impozitul pe construcții speciale, nu poți să te duci să propui o reducere de taxe. Și asta nu numai că e vorba de femei, ca să fie foarte clar, noi avem și acorduri cu UE și nu ne permit să facem acest lucru. Practic, dacă scoți ceva din buget, trebuie să pui înapoi ceva. Deci aici. Luați în calcul pentru posibila scăderea CASE-ului, luați în calcul o lărgire a bazei de colectare a CASE-ului care să poată compensa acea pierdere? Și dacă da, cum anume, care ar fi direcțiile pe care veți acționa? Deocamdată pot să vă spun că luăm în calcul mai multe Scenarii. posibilități, mai multe scenarii, unele din ele discutate deja cu Fondul Monetar, unele nu, dar pentru că nu s-a definitivat exact în ce anume mod se va compensa această reducere de CASE, prefer să nu mai exprim acum și să vorbim la o dată ulterioară când știm exact cum aceste reforme, să spun, se contrabalansează, dar s-au discutat mai multe scenarii și data trecută
de cum se poate compensa posibilă, că vreau să spun, e posibilă reducere în, la colectare din CAS. Pentru că dacă e să calculăm economic, reducerea CAS poate să ridice nivelul angajărilor, să reducă șomajul, să reducă mai mulți angajați în piața albă, să impulsioneze economia și atunci efectele negative pur contabile calculate din cât credem noi că nu se va colecta în CAS, se pot vedea exact de niște efecte pozitive. Dar, în general, când se discută cu femei, se ia cazul acesta cel mai, să spunem, nefericit, care este un calcul contabil făcut de cât se reduce CAS-ul și se gândește, bun, atunci, dacă într-adevăr, în cel mai rău caz, avem această reducere de venituri pentru că nu avem aceste efecte pozitive, deși sigur ele vor veni, atunci cum se compensează? Și atunci, pentru că se pornește de la acest calcul, trebuie să existe undeva un calcul că altceva compensează, cel puțin contabil, această posibilă reducere la venituri din reducerea CAS. O altă măsură anunțată de guvern este celebra electorată. Uh-huh. Se mai aplică? Va intra în vigoare când? Lucrăm acum la o definitivare a formei. Am lucrat cu cei din Ministerul Finanței, am lucrat cu foștii și actualii mei consilieri. Ceea ce vreau să fiu sigură înainte să dau drumul unei astfel de măsuri este că ne uităm la toate efectele care pot apărea pe de-o parte anul acesta și anul viitor, dar și în 2016. Și să le luăm în considerare. Practic, ce vreau să văd este că efectele pozitive ale acestei măsuri sunt mai multe sau mai de o mai mare consistență decât cele negative, asta odată. Și pe de altă parte, vreau să fiu sigură că se poate implementa, pentru că sunt reticență din partea băncilor. În momentul în care voi definitiva acest studiu și ne vom hotărâ pe o anumită formă care să țină, să ia în considerare aceste efecte și să ia în considerare dacă se poate implementa sau nu în 2016, în mod ușor, simplu, ca, practic, ceea ce vreau este ca cei care sunt sub un anumit nivel de venit, cei care sunt îndatorați foarte mult prin aceste împrumuturi, să aibă aceste facilități, dar să fie destul de simplu și să ajungă cumva banii la ei. Deci astea sunt, ca să spun așa, criteriile generale și după asta ne ghidăm ca să venim cu o formulă să se poată implementa. Dar ca și calendar predictibil, care e cea mai apropiată dată la care ar putea să intre în vigoare pachetul ăsta? 1 aprilie e clar că nu poate fi. Nu, dar cât de repede posibil, pentru că aceste persoane sunt îndatorate și dacă stăm să ne gândim cu cât mai mult amânăm și ele continuă să aibă aceste venituri scăzute, pot să devină credite neperformante și acest lucru nu ne dorim. Deci cât de repede posibil, dar totuși vreau să fiu sigură de ceea ce fac. Pe principiu, măsori de 3 ori, tai odată, nu faci lucrurile. Și m-ați întrebat de bănci. După ce avem această formulă, că îmi terminasem să vă răspund, am de gând să mă întâlnesc și cu reprezentanții băncii pe această formulă, să fiu sigură că, nu neapărat să fiu sigură, poate să mă consult, să văd ce probleme văd ei și ce nelămurire au și dacă sunt anumite obiecții care să fie constructive, care să le incorporăm. Programul de bănci depinde dacă programul evident. Intră în vigoare sau nu, pentru că dacă nu vor exista bănci care să accepte această propunere, nu va exista obiectul muncii. Reprezentanța ai sistemului bancar chiar se plângeau că n-au fost consultați, vă asigur că vor fi consultați. Iar, da, PNR-ul spunea că din calculele pe care le-au făcut, cei care ar participa la acest mecanism ar urma să achite o sumă mai mare în final decât au de achitat prin ratele prezente. Există mici... Asta am spus, că vreau să mă uit foarte atent la
efectele pozitive și efectele negative. Pe de o parte, dacă... Acum vorbim strict teoretic pentru că nu v-am prezentat o formă finală, deci acum vorbim teoretic, dar ideea este dacă se poate face într-un așa fel ca aceste persoane cu venituri mici, care sunt îndatorate mai să aibă, să tragă o gură de aer, să existe un respiro în această perioadă când ei nu pot să se descurce și apoi să-i ajutăm peste 2 ani să plătească ceva mai mult, atunci asta ar fi un lucru pozitiv. Pentru că dacă se stimulează consumul în acești 2 ani și lucrurile merg bine în economie și vor merge și mai bine în 2016, atunci avem o situație economică mai bună care ne permite să-i ajutăm și pe ei permit, pentru că poate își găsesc locuri mai bune de lucru, poate ies din șomaș, așa mai departe. Deci, de asta spun că astea sunt lucrurile la care ne gândim. Per total, niciodată nu o să venim cu o măsură care să fie perfectă, dar să luăm măsura respectivă și să o facem cât de bine posibil cu efecte pozitive. V-am spus, pentru acest grup de persoane sub venituri medii, dar vreau să o fac și în așa fel încât să fie ușor de implementat sau clar de implementat. Pentru că în 2016 nu vrem să avem pe urmă dureri de cap cum aplicăm. Pe agenda Ministerului de Finanțe mai există câteva teme sensibile și mă refer la... sunt incluse în programul de guvernare, reducerea TVA la 19%, apoi acea impozitare progresivă, regresivă, după caz. Progresivă. Numai progresivă, n-am văzut nimic regresiv acolo. Așa. Puteți să dați câteva termene legate de când să ne așteptăm la un TVA de 19%? Ceea ce pot să vă spun... În ce stadiu sunteți și când... Ceea ce pot să vă spun este că, din punct de vedere al priorităților și ceea ce s-a discutat pentru, posibil pentru anul acesta, cum am spus posibil, s-a discutat foarte mult de neimpozitarea profitului reinvestit și de măsura cu CASE-ul, reducerea 5 puncte procentuale și, cum v-am spus, facem tot posibilul să se implementeze cât mai repede. De măsura cu reducerea TVA pentru toate produsele la 19% și posibil o relaxare fiscală pentru persoanele fizice care au venituri mai mici, pentru că despre asta vorbim, de acea cotă progresivă. Deci nu vorbim pentru firme, va rămâne 16% cotă unică, ci pentru persoanele fizice care au venituri mai mici, o relaxare fiscală. Acelea rămân pe lista guvernului de făcut, dar nu n-am fost nicio discuție în care să ele să fie de anul acesta. Nu este un orizont ferm pentru că încă o dată acele măsuri ca și acestea două de care am discutat, neimpozitarea profitului investit și CASE-ul, trebuie să avem spațiu fiscal, pentru că și reducerea TVA la 19% implică o posibilă, cel puțin pe hârtie, o posibilă reducere a colectării din cauza acestei relaxări fiscale, care evident ulterior poate fi compensată printr-un mai bun consum, de exemplu, pentru că se reduce TVA-ul la toate produsele. Deci, dar contabil va părea că este o reducere a colectării și atunci trebuie compensat cu altceva. Și la fel și relaxarea fiscală de care vă spuneam pentru persoanele fizice. În moment ce vor fi impozitate 8, 12, 16 și nu 16% cei care sunt mai săraci, atunci este o relaxare fiscală, deci posibil cu venituri mai puține la buget, care iară trebuie să fie compensant într-o anumită măsură. Deci, în măsura în care există acest spațiu bugetar, există dorință să se facă și aceste două măsuri pe care le-ați spus dumneavoastră. Dar luați în calcul scăderea TVA la o anumită categorie de produse, se discută despre carne, la fel cum a fost făcută pe sectorul panificației anul trecut. Luați în calcul pentru anul acesta scăderea pe o anumită grupă, legume, fructe sau carne? Astea două au fost în discuție. În discuție. Practic, ceea ce s-a făcut și ceea ce continui să fac este o analiză pe ceea ce s-a întâmplat după ce s-a redus la pâine. Deocamdată aveam rezultate numai pe 3 luni, după cum am mai spus, și pe 3 luni arătau bine, dar 3 luni sunt 3 luni, nu ne spun foarte mult. Da. Acum urmează să facem și să analizăm rezultatele pe mai multe luni, dar chiar și 7 luni
Nu este o perioadă destul de lungă de timp ca să ne facem o părere clară dacă într-adevăr această măsură a dus la o reducere a evaziunii și o creștere a colectării. Ceea ce știm sigur este că a dus la o reducere a prețului. În sine și acela este un lucru foarte bun, dar... Nu, au scăzut prețurile la pâine. Sunt în octombrie, începând din noiembrie, au început iar să... Nu, deci ele au scăzut conform datelor care le avem, dar nu acesta este ceea ce voiam să spun. Evident, e îmbucurător pentru că multă lume mănâncă pâine, foarte mulți oameni săraci consumă acest aliment, deci asta e bine, dar nu a fost scopul esențial al acestei măsuri. Deci doar cu un, chiar dacă acest rezultat se menține sau nu după 7 luni, un an, nu m-aș ghida numai după acest rezultat să mergem mai departe, să facem o reducere a TVA la carne, ci doar dacă rezultatele arată că acea coletare... Ce trebuie să fie analizat astfel încât rezultatele să fie relevante? 12 luni? Deci, importante vor fi și analiza după 7 luni și după 12 luni. Cele de 3 luni nu prea spun prea mult, pentru că e mult prea scurt. TVA-ul câteodată se încasează sau reambusează la trimestru, deci nici n-ai destul timp nici să vezi măcar un singur trimestru ca să vezi exact ce s-a întâmplat. Apropo de taxe, spuneați într-o emisiune recentă că veți face un soi de audit al tuturor taxelor, vorbesc de 200 de taxe, și veți vedea dacă ele se justifică toate și dacă ajung acolo unde trebuie. Ați terminat auditul sau e în curs? Nu, aș numi audit, dar practic m-am dus să-mi întreba, vreau să știu fiecare taxă și fiscală și parafiscală. Deci aici să nu ne imaginăm, vorbim de TVA, de orice fel de lucruri pe care dumneavoastră le plătiți pentru un motiv sau altul. Vreau să văd care sunt. Motivul pentru care, ca să zic așa, nu este gata raportul respectiv este că cele mari, evident, care, să spunem, au încasări foarte mari și care sunt raportate și la Eurostat, e ușor sunt ușor de analizat și sunt ușor de găsit. Pe urmă există cele mai micuțe sau parafiscale sau acolo e un pic mai complicat odată că se duc în conturi, în același cont mai multe taxe și trebuie să le defalcăm ca să știu exact care e impactul fiecarei taxe. Și mai este ceva, vreau să știu pentru fiecare taxă care nu merge la bugetul consolidat, exact ele ce finanțează. Pentru că poate să fie cazul să fie o taxă, să spunem, cu impact mic, deci am putea o tăia fără să ne afecteze prea mult, dar de fapt acea sumă mică să finanțeze o întreagă agenție și fără acea taxă, totuși să omorâm agenția respectivă. Și atunci de-aia va dura un pic mai mult pentru că sunt peste vreo 100 și ceva de taxe în această situație și dacă văd că există taxe care nu finanțează ceva relevant, care doar adaugă la costurile de administrare, care nu are un impact bugetar extrem, că evident dacă este ceva ca un TVA, n-ai cum să elimini TVA-ul, are un impact enorm asupra buget. Dacă e ceva mai mic, nici nu trebuie să te consulți neapărat cu fondul monetar, pentru că au impactul foarte mic. Dacă văd că există aceste taxe, le scoate. Asta este și ideea. Să vă spun dacă sunteți ministru de finanțe, dar există o oarecare limitare a puterilor pe care le are prezent un ministru de finanțe. Câte vreme suntem în acord cu fondul monetar, cu Uniunea Europeană, până la urmă, care e amprenta personală pe care un ministru de finanțe poate să o aibă în România? Vă simțiți limitate de acordurile cu fondul? Cred că poate este un pic exagerată această amprentă a fondului, pentru că, în definitiv, să fim foarte sinceri cu noi, fondul monetar vine și spune e bine să aveți un deficit mic, hai să punem 2,2, cum s-a discutat data viitoare. Este bine să aveți arierate puține, hai mai reduceți arieratele. Da? E bine să aveți inflație scăzută, e ok, nu să plâng de asta, că avem minim istoric. Pe urmă, mai vin asta, să spun, sunt niște lucruri foarte cantitative la care îi țin. Pe urmă, vin și spun, trebuie totuși restructurate, totuși îmbunătățite companiile de stat și trebuie să aibă mai bun management, trebuie privatizate sau lucruri de genul. Deci există și această zonă de niște reforme specifice pe care ei vor să le facă. Acum, între aceste două și a spune că nu poți să ai o amprentă personală sau să duci mai departe măsurile fiscale,
este o mare diferență, pentru că gândiți-vă, în, cum am spus, în spațiul fiscal, care, mă rog, este limitat, dar e limitat și de faptul că suntem partea Uniunii Europene și pentru că avem acord cu femei, pentru că și dacă pleacă femeii mâine, noi tot trebuie să fim în anumite ținte de deficit, pentru că așa ne impune Uniunea Europeană. În acest spațiu poți să ți impui reformele care crezi tu că sunt bune pentru economia românească. Un loc în care această amprentă personală s-ar putea vedea e pe negocierea de anul acesta a redevențelor. Realizarea unui nou sistem de redevențe în industria extractivă. E o temă cu mare impact, și cu mare impact electoral. Care e poziția dumneavoastră la acest moment față de modul în care ar trebui să arate acest sistem? Ceea ce știu foarte clar este că încă se lucrează pe acest și nu este un lucru, niciun lucru simplu, un lucru la care vom cere și ajutorul experților. Cu mare impact, nu e tratată cu ușurință și nu, la acest moment, din moment ce este în lucru, nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar la asta se lucrează în mod constant și suntem în discuții și cu Fondul Monetar, s-a discutat și data trecută, se lucrează încă, se va discuta și data viitoare. Este foarte important ca acest sistem să fie adaptat foarte bine situației României. Și pentru asta trebuie să ne uităm exact la datele care le avem despre România, deci ceea ce nu se face și nici nu vrem să facem, este doar să luăm un exemplu de undeva și să-l copiem exact, ci care este situația în România și care ar fi sistemul cel mai bun pentru România. Și de aceea vă spun că, unul, se lucrează și, doi, căutăm și ajutor extern din punct de vedere a asistenței tehnice. E un lucru care e luat foarte în serios. Sunteți adeptă unui sistem care să fie, care să încurajeze mai mult investițiile cu grad mai mare de risc, să spunem, precum gazele de șist și exploatările offshore, cele din largul mării, printr-o redevență mai mică decât cele pentru exploatările clasice onshore? Deci, cum am spus, deocamdată încă se lucrează la acest sistem de redevențe și nu aș vrea să-mi dau cu părerea până să văd exact studiile sau ceea ce e considerat cel mai bine pentru cazul României. Deci, poate după ce avem mai multe date și după ce avem un sistem care să fie definitivat, altfel îmi dau eu cu părerea aici și în altă cameră câțiva experți dau capul de perec singuri și eu vorbesc. O singură întrebare aș vrea să mai pun pe această temă, care ține tot de modul în care gândiți sistemul acesta. În țări care au avut, la fel ca și România, diverse frământări în plan local din cauza lucrărilor de explorare și ulterior exploatarea gazelor de șist, s-a ajuns la o soluție prin care o parte din taxele și impozitele plătite de companie se duce către autoritatea locală. Luați în calcul o astfel de modificare a sistemului fiscal încât și autoritatea locală din România să beneficieze de aceste investiții care sunt cu un grad mai mare de risc, așa sunt ele văzute. Luăm în calcul mai multe scenarii de cum s-ar putea soluționa această problemă. Deci sunt... Domnul ministru, am văzut la ședința Comisiilor Reunite din Parlament, unde, dacă nu mă înșel, ați spus că sunteți, sau ați contribuit, sunteți autorul, coautorul unei părți din programul de... pe atunci era USL-ul. Și că erați la Washington, puteți să ne spuneți la care parte în mod concret, pe care vă asumați din program? Ceea ce am făcut cât eram în Washington, am oferit, să spun așa, consultanță primului ministru, mă rog, și înainte să fie prim-ministru. Partea pe care m-am axat atunci cel mai mult a fost partea de evaziune fiscală și am făcut o listă de mai multe măsuri care pot fi ușor aplicabile României și ca să vă, dacă vreți un exemplu concret de ce aș și în planul de guvernare, este vorba de delimitarea plăților cash. Aceasta este o măsură foarte bună pentru a reduce evaziunea fiscală, pentru a face tranzacțiile
un pic mai vizibile în, ca să spun așa, alte efecte decât astea pozitive sunt și reducerea spălării banilor și alte, alte infracțiuni care, care sunt legate de, de acest tip de tranzacții și am insistat foarte mult pe, pe acest lucru și insist și în continuare, am postat pe site o nouă versiune al acestui proiect. Am mai, în urma consultărilor cu mediul de afaceri și în urma consultărilor deci am avut consultări cu mediul de afaceri pe, acest, pe această temă, ei ne-au dat niște sugestii, am vorbit și cu domnul Florin Șianu și, și ne-a dat și el anumite sugestii pe, pe, această, pe acest proiect și am postat acum o nouă versiune și sper să treacă în... În zona rurală, unde partea de informatizare, să zic, și chiar de banking e mult mai slab dezvoltat acolo. Asta așa este, numai că plafoanele sunt făcute de o așa natură încât să nu, să nu pun o piedică pe niște tranzacții mai mici și să creeze probleme, dar pe de altă parte, bineînțeles, această reformă e gândită mai ales din punctul de vedere al reducerii evaziunii fiscale și din punctul de vedere, mă rog, spălarea banilor, dar trebuie să ne gândim că poate avea și efectul pozitiv de a mări rata de bancarizare a României, care e numai 57% și este îngrijorător pentru că suntem la coada Europei cu această rată de bancarizare și atunci poate funcționa și ca un fel de stimulent și de motivare pentru cei care nu au cont, care nu folosesc o bancă, să înceapă să facă acest lucru și asta nu este decât un lucru pozitiv. Am înțeles care au fost posibilele probleme legate de persoane în mediul rural, dar chiar dacă sunt în mediul rural, ei trebuie să fie încurajați să, spre dezvoltare, spre folosirea mijloacelor financiare într-un mod sau altul. Dacă nu există această cerere de bănci, de folosirea cardului în zona respectivă, atunci nu o să fie nicio bancă să-și pună un ATM sau o sucursală acolo. Deci este un chicken and egg problem aici. Și atunci trebuie să dai un pic de motivare să impulsionezi, să folosească aceste tranzacții financiare. Aici vorbim e o miză un pic mai mare decât a folosi sistemul financiar. Este ca să spun așa la mijlocul și foarte, foarte important pentru dezvoltare. Nu putem să tindem să fim ca restul țărilor europene, dar să insistăm să facem lucrurile cum le-am făcut de acum 50 de ani. Și încet, încet, nimeni nu spune să facem peste noapte, dar să începem și noi să folosim băncile, să folosim tranzacții financiare, să facem plăți, poate și pe impozite, tot online, să simplificăm lucrurile și să intrăm în rând cu care este mult mai avansată din punctul acesta de vedere. De comparația cu Europa, România până acum, până la 1 aprilie, încă are unul din cele mai scăzute prețuri la combustibil. De la 1 aprilie va crește, ca urmare a aplicării acelei taxe suplimentare. Există vreo șansă să nu intre în vigoare? Nu, ea este în vigoare. Există vreo șansă să fie amânată din nou? Deci, acciza va intra în vigoare și vreau să vă spun că deci, așa este, deocamdată avem cele mai mici prețuri la motorină și la benzină. Noi le monitorizăm în mod constant care sunt aceste prețuri și cum evoluează. Impactul accizei depinde de mai multe lucruri, dacă ea în totalitate se va transfera în preț sau numai în parte. Suntem într-o perioadă în care inflația este la nivel minim, deci nu sunt atât de îngrijorată de nivelul inflației. Deci sunt foarte mulți factori economici care, ca să spun așa, acționează să reducă efectul accizei în buzunarele oamenilor. Iar această acciză este necesară pentru a acoperi cheltuielile de la buget. Ele au fost calculate așa în momentul în care s-a făcut bugetul. Deja avem o lipsă de 670 de milioane de lei pentru că s-a amânat această acciză. Iar eu când fac... Păi asta ajungeam, eu când fac acel calcul, dacă sau nu se poate face acest
această impozitare a profitului investit. Dacă se poate face această reducere a CSE-ului cu 5 puncte procentuale, eu trebuie să pun întotdeauna acolo că mai trebuie să scot de undeva 670 de milioane. Din câte știu, acea celebră taxă pe stâlp pare aduce încasări peste previziuni. Este posibil să aducă peste previziuni, pentru că atunci când noi am negociat cu Fondul Monetar Internațional, au existat anumite divergențe de opinii și, pentru a fi foarte precauți, ca să zic așa, ei ne-au sfătuit să punem un impact bugetar mult mai mic decât noi l-am estimat original. Noi credem că impactul nostru original este foarte aproape de realitate, deci, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, că impactul taxei peste cât este mai... Care este impactul calculat de dumneavoastră? Eu prefer să... Am un impact, dar eu zic că o să avem răspunsul cât de curând, la sfârșitul lui mai, și atunci o să se vadă exact cine a avut dreptate. Dar ceea ce încerc să vă spun este că în aceste calcule pe care le facem, dacă putem să facem această măsură de reducere de CSE, de neimpostarea profitului investit, eu trebuie să mai pun acolo de unde mai scot 670 de milioane, care sunt pentru că nu am colectat această acciză pe primele 3 luni. Și această inițial, în planul mare de buget, ea era inclusă, deci acum trebuie să apară din altă parte. Deci, pe scurt, nu există nicio șansă ca de la 1 aprilie prețurile să rămână așa. N-am spus asta, am spus că analizez toate aceste lucruri pe care vi le-am spus și multe altele pe care nu vi le-am spus, să vedem în ce măsură este posibil ca neimpozitarea profitului în investiții, reducerea CSE cu 5 puncte procentuale, să se întâmple cât mai curând posibil. Nu, eu mă refeream la acciză. Ea intră în vigoare cu siguranță de 1 aprilie. Da. Nu există nicio posibilitate ca ea să fie amânată din nou.